Toader, pentru că toată această criză politică oprește și din calculele, să spunem așa, financiare. Vorbim și de rectificarea bugetară și de bugetul pe anul viitor, Maria. În acest moment, toată lumea așteaptă votul pentru moțiunea de cenzură și mai apoi probabil că se vor face și calcule pentru ce înseamnă plăți, ce înseamnă buget sau rectificare. Te ascultăm. Așa este, Cătălina. În momentul de față vom avea aprobat doar o hotărâre de guvern vineri în cadrul unei ședințe de guvern pe care și-o propune actualul cabinet, care cabinet nu știe în momentul de față dacă vineri va fi în continuare cu atribuții normale, atribuții totale sau cu atribuții limitate. Mă refer aici la un executiv interimar și în același timp vorbim de o amânare acestei rectificare bugetară care se face de obicei în toamnă pentru luna noiembrie. Cel puțin aceasta este soluția la care a recurs în momentul de față Ministerul Finanțelor Publice, astfel încât ea să fie asumată fie de actualul cabinet dacă rămâne, fie de următoarea guvernare, în condițiile în care trebuie să date fonduri pentru sfârșitul acestui an, pentru plata facturilor care vin la decont, fie că vorbim de proiecte și investiții naționale, fie că vorbim de proiecte care presupun cofinanțare, proiecte cu bani europeni. În ultimul rând, vorbim de proiecția bugetară pentru anul 2020, care în prezent se coace la fomii și chiar putem spune că este în stand-by în condițiile în care actualul guvern nu vrea să-și asume pentru anul viitor o proiecție bugetară până nu știe clar dacă și rămâne la cârma actualei structuri. Cert este că în mod normal ar fi trebuit în toamnă să se trimită spre Parlament, cel puțin aceasta ar trebui să fie potrivit legii responsabilității fiscal-bugetare, orice responsabilitate a unui guvern, dar știm că de fiecare dată guvernele au amânat să respecte această lege a responsabilității fiscal-bugetare și întotdeauna au venit pe sfârșit de an cu proiecția bugetară pentru anul următor. Proiecție care știm că este cât se poate de necesară odată ca să știm cum se împart banii care vin la bugetul de stat, dar necesară astfel încât să vadă și mediul privat cum își construiește bugetele pentru anul următor.